Astăzi este vineri 29 iulie 2011 și mă aflu în localitatea Cornu din județul Prahova. Acasă la un tandem columbofil de succes, doi tineri foarte pasionați cu rezultate bune și foarte bune în ultimii ani, atât în cadrul UCP și mai nou la FRSC. Este vorba despre domnii Bogdan și Răzvan Dan. Bună ziua, stimați domni! Bună ziua și ce faceți? Ce să facem? Am terminat o zi de pregătire a porumbeilor și diverse activități. Știu că mai sunt câteva etape până la încheierea sezonului de zborări cu maturi în 2011. Dacă sunteți amabili să ne spuneți câteva cuvinte despre... Mai avem programate, zic eu, două concursuri. Târgu Mureș, duminica pentru luni, 1 august. Și un Debrețen, pe 7 sau 8 august. Asta le facem cu gruparea de la Brașov, ne mai având numeric în zona noastră, trebuie să ne descurcăm. Sigur. Despre rezultatele obținute până acum, ce ne puteți spune? Sunteți mulțumiți? A fost un an destul de greu, dar rezultatele au apărut la cei care au jucat bombe și au zburat până la urmă. Eu știu că și în tabăra dumneavoastră ați avut rezultate foarte bune, da. Sunteți niște tineri modești. Rezultate sunt. Noi, tandemul format din noi doi, cred că avem primul porumbel la viteză pe zona noastră, Clubul Energy Cameron, aproximativ 7 puncte, categoria viteză tineret. Acum nu știu la nivel național cum stăm. Cum vei sta, da. Speram să fim acolo, chiar dacă nu locul 1, să luăm o cupă națională. Undeva pe podium, da. Corect. Anul 2011 a fost un an foarte greu, cu pierderi multe. Nu ne așteptam să se vieră așa mulți porumbei, sunt mulți crescători nemulțumiți, dar... Asta nu neapărat din cauza condițiilor organizatorice? Nu, a fost anul. Canicula, ploi la anumite etape, au mai fost și greșeli de organizare, dar... Inerente, sigur, că dacă se întâmplă la orice federație. Nu pot fi prevăzute din timp. Întotdeauna o să fie nemulțumiți cei care joacă porumbei și joacă până la capăt. Chiar dacă o să ai de comentat, asta este, nu avem ce să facem. Chiar mai avem 20, 10 porumbei, 15. Îi jucăm până la cap, nu contează. Asta înseamnă să fii jucător. Chiar dacă mulți zic, păi ce știți voi, că voi sunteți tineri și sunteți la început. Nu contează asta. Bine, rezultatele pentru dumneavoastră vorbesc de la sine aici. Deci noi cred că suntem mulțumiți. Cu un porumbel care are 7 puncte la viteză, al doilea cu 17, stăm bine și la categoria viteză crescător, un pic și pe la AS porumbel, cred că suntem bine pe plan național, la FRSC. Și, nu știu... Cum reușiți să vă motivați porumbei? Bun, aici pot să intervin eu, sigur, ca să explic că marea majoritatea timpului, cam eu mă ocup de ei, în momentul când nu sunt eu, se ocupă fratele Răzvan. Ce pot să zic? Porumbeii sunt pregătiți, au antrenamentul e strict, alimentația e strictă, au un fel de mâncare în cursul săptămânii, în ziua îmbarcării, alt fel de mâncare. Deci porumbeii nu zboară ori și când, ei au un program strict. În general, porumbeii zburăm. I-am zburat la natural, dar pentru a îmbunătăți rezultatele, am încercat o semivăduvie, fapt care ne-a dus rezultatele care le avem momentan acum. Sperăm că și următoarea etapă, care o să avem la Târgu Mureș 4, o să fie extraordinar de bine. Aveți vreo metodă anume de a vă motiva porumbeii ca să sosească, așa cum știu eu că sosesc în stol de câte 10-20 da, la noastră? Da. Deci, până mai acum 2-3 etape am zburat porumbeii pe natural, iar ca să îmbunătățim, să avem rezultate mult mai bune, am semivăduvit masculii de femele, iar ziua îmbarcării, cum se știe, am arătat femelele, iar am pus accent mai mult pe masculul acesta care a reușit 7 puncte, deși trebuia să scoată mai puțin, dar s-a evit la o etapă în care am greșit noi cu ceasul și din dorința de a face un punctaj mai bun, știți cum este cu briconul, am pierdut mult timp și 2 minute sunt fatale și asta e, am pierdut podiumul ca să scoatem punctajul bun. Ce să zic, acum să vă zic un pic originea porumbeilor. Sigur, dacă sunteți amabil. Așa, porumbeii, deci marea majoritate, 75% din porumbeii de zbor și reproducția sunt de la domnul Pupăză Lucian de la Brașov, Târlungeni mai exact, care, deci și anul trecut și anul acesta au confirmat foarte bine, deci programul urmat de la dânsul și pregătirea și alimentația corectă ne-au adus asemenea rezultate. Ce pot să zic, să-i mulțumesc pe această cale și
Restul de 25% sunt de la domnul Vizrian Nicu Vizrian. Nicu Vizrian, un mare crescător din țara noastră. Porumbei care zburați pe programul domnului Lucian Popăză au venit foarte bine. S-au calat foarte bine, nu? Da, deci chiar procentul, deci 75% din crescători este baza domnului Popăză Lucian, dar restul de 25% este domnul Nicu Vizrian. Fiind în campion național, Frascu campion național, LAS, care crucișea sau ei între ei au zburat foarte bine la noi. Deci se vede valoare. Și da. Bine, dincă de valoare sunt convins că este și mâna crescătorilor și răbdarea exact, pe care... Una o să fie și mâna crescătorilor, normal, dar și porumbei sunt nevoie. Dacă nu ai porumbei de valoare, niciodată. Dintr-un porumbel care nu are nimic în spate, nu o să iasă de cumplător ceva. Despre dumneavoastră ce ne mai puteți spune? Sunteți niște crescători răbdători cu porumbei, de exemplu? Le acordați mult credit înainte de eliminarea din crescătorie? Răbdători, dar nici prea multă răbdare. Nici prea multă răbdare că strică. De exemplu, porumbei de matcă, poți să-i acordi multă răbdare 2-3 ani de zile după aceea. Maxim, îi dăm o șansă în anul viitor, schimbăm perechile, dacă vedem că nu merge, e clar, trebuie să plece numărul. Selecții la mâna porumbeilor, ce importanță îi acordați? Sunteți drastici cu ei chiar de la vârsta la care sunt pui sau? Nu, în principal la noi selecția o face coșul. Coșul, nu? Coșul. Da. Porumbei de matcă, nici la porumbei de matcă n-am preferințe foarte mari. Aplic metoda, întotdeauna cumpăr porumbei tardivi din a treia serie, chiar mai târziu. Am luat și porumbei din septembrie-octombrie și am introdus la matcă, alături de alți puii ai mei frați cu porumbei care au zburat bine. Și ăștia îi pun la pereche cu porumbei zburați bine sau de alții porumbei aduși. Asta e singur. Deci niciodată n-am cumpărat, nu cred că am porumbel cu un coteț cumpărat care să fie reprodus în luna mai sau iunie. Am înțeles. Despre sezonul de zboruri cu pui din 2011, ce ne puteți spune? Cu ce lot începeți? Să sperăm că o să începem bine. Urmează acum pe 6 august primul antrenament. O să plecăm cu un număr de 70-80. Acum rămâne să vedem cum se comportă. Și să sperăm că o să fie bine. Ce pot să zic? Porumbei sunt pregătiți bine? Etapele sunt făcute în așa fel încât să... S-au stabilit etapele de zboruri, da? S-au stabilit etapele de zbor și sperăm să rămână pui pe planul de zbor care l-am propus și s-a aprobat. Asta e cel mai important, să rămână pui și să iasă zborurile frumoase, lumea să fie mulțumită, să nu fie pierdă și aici, că dacă și aici pierdem pui, lumea e dezamăgită deja și să sperăm că mergem înainte și... O să ne descurcăm și pe viitor. Norocul ce importanță considerați că are în sportul cu un bofil? Norocul este, să zic, 15%. 15% și să spun că 20-20 și ceva, pentru că datorită rutei pe care o alegem, deci ruta pe care, de fapt, zburăm noi, zona de relief, unde zburăm noi, zona muntelui, deci... Te zburați pe Ardeal, domnul Bogdan, da? Da, da, așa e, zburăm pe Ardeal și, deci, zona... Pe traseu întâmpină tot felul de greutăți, sunt răpitoare și ca de obicei se întâmplă și s-a întâmplat ca porumbeii noștri să vină înghierați, chiar să întârzie, a doua zi să sosească și chiar răniți de răpitoare. Și. Dar considerați că puțin noroc vă trebuie și atunci când vă formați, de exemplu, perechile de matcă? E și acolo trebuie să ai un pic de noroc, dar ce să zic... Totdeauna norocul favorizează după ce mai bun știți cum este. Exact, exact. Asta este problema. Norocul îți trebuie și când formezi perechi, îți trebuie și când faci un joc cu porumbelul. Dacă nu ieși picul ăla de noroc, niciodată. Să putea întâmpla ca campionul nostru, ca virgul campionul, să la ultima etapă, din numericul ăla de 700 porumbei, fiind vârf și trecând prin văile alea în primii porumbei, venea un șoc de sus și putea... El agăța și sau... Da. Deci, da. Poți să punctezi... Normal, dar mai mult de 15-20% nu. Deci, în afară de asta, crescătorul, primul care contează la etapele de a întâi și a doua, și mâncarea foarte mult contează, indiferent de genere. Noi folosim hrană numai de la Van Robex, amestecul nostru, care îl dăm diferențiat într-o săptămână. Și asta, ce să mai... Da, vreau să mai punctez un singur sigur lucru la, este specific, cei doi porumbei care au punctajele care sunt în momentul de față 7, respectiv 16, 17 aproape. Deci porumbelul acesta cu 7 puncte, deși trebuia să aibă 6 puncte, datorită greșelii care am făcut-o, deci are origine de la domnul Pupăză Lucian, de Gus Cristians.
o linie, eu zic, foarte cunoscută în România. Care a confirmat, exact. Exact, exact, și cu rezultate. Deci formula acesta are în spatele lui mascul, deci bunicul lui, 049, care la domnul Pupăză este, este un bun reproducător, îl are și acum în matcă. Acest porumbel al nostru cu 7.510, cu seria la urmă, are, este frate bun, deci un frate bun cu locul 2 național FRSC la viteză și chiar a obținut și un loc, dacă nu mă înșel, cum a spus și domnul Lucian, un loc 2 la general. Acum să vă spun de femeia cu 17 puncte, pot să spun că aceasta are tot jumătate, originea este la, tot de la domnul Lucian Pupăză, iar pe partea tatălui este de la domnul Nicu Bizrigianu, de linia Silver Toie. Mama ei este o femeie cu 30 de puncte, anul trecut în expoziția UCPR, locul 17 la viteză Yardling, la un an de zile. Iar anul acesta se pare că nu ne-a dezamăgit, a mers foarte bine și fiica de nea. Aici punem punct scurtului nostru interviu. Eu vă mulțumesc mult pentru amabilitate. Și vă doresc în continuare mult succes. Asemenea și dumneavoastră că știm că concurați cu noi în zonă. Exact. Vă mulțumesc cu stimă. O zi bună.